Și care sunt prietenii lui Fuego? Sunt foarte mulți prietenii mei. Sunt foarte mulți prietenii mei. Desigur că astăzi am două surprize pentru voi. Dar cea mai mare surpriză este că m-am îngreșat cu 5 kg. Nu o se vede. Nu se vede? Nu se vede. I-am luat asta mai largă. A, am înțeles. Deci, măi, acum tot turneul ăsta mâncăm la ora 22. După ce se termină spectacolul. După ce se termină spectacolul. Și am mâncat tot felul de nebunii. Acum, știi care e ideea? Eu nu am ținut niciodată o cură de slăbire să spun, mă, acum gata, mă bag la slăbit o lună de zile, mănânc numai ce trebuie. Mănânc două zile și după aia iar o dau pe dulciuri. Pentru că eu, dragi respectatori, iubesc dulciurile. Nu am ce să fac. Iubesc dulciurile și mai iubesc ceva. Și cred că e obicei de asta. Sarmalele, pe care nu le mănânc doar de Crăciun. Hai că am mâncat la sarmale iar și alaltă ieri în Maramureș. Ai mâncat sarmale. Hai, da, cum păi vedeți? Și cum să fac sarmalele în Maramureș? În Ardeal nu se fac nicăieri. Dacă în Moldova sunt mai slăbuți așa pentru că e mai puțină carne, la noi se pune afumătură, chișcă și o nenorocire totală. Draga mea, tu ai mâncat sarmale? Da, da. Câteva doar. Câte? Păi să vede. Tu n-ai mâncat sarmale. Tu ai mâncat salată. Am mâncat la mama niște sarmale făcute cu ciuperci. N-aveau carne deloc. Crede-mă. Sunt gustoase. Nu că la fel de bune ca alea cu carne, sunt un pic mai bune. Da? Da. Sau în Moldova se face sarmaua cu mămăligă. Sarmaua cu mămăligă. Cum se cheamă? Iar vorbim păsat, despre... Păsat, am zis că vorbim despre prietenie. Gata, nu mai vorbim Paul. Despre mâncare, că uite tot despre mâncare. Hai să vorbim despre prietenie și în această seară o să-l las pe Paul să-și prezinte, să-și dezvăluiască prietenii cu care desigur vine că în profesia aceasta ai puțin prieteni. Din păcate n-am putut să-mi aduc toți prietenii pentru că mulți cântă și sunt plecați și au diferite activități. Desigur că nu pot să renunț la mama mea adoptivă, doamna Irina, care acum cine știe până ce colț de țară umblă, pentru că e perioada în care artiștii cântă. Și astăzi cântă Irina Login? Și astăzi. Hai de capul meu.